Am mai umblat la partea de automatizare pentru cazan de peleți. Am schimbat placa cu un Megane, de fapt e un Mega 2560 Pro. Și avem pașii aerisire. Alimentare, după aprindere bujie, pusulare, încet aer. Menținere foc. Adică suflare, dar încet. Regim de veche. Am nimerit el că a fost 58, dar acum deci 58. E regim de veche. Regim normal. Deci am aici temperatura în cazan. Dacă este peste 60, este regim de veche. Sub e în regim normal. Arzătorul, dacă am peste 60 de grade, să zicem, intră în avarie. Șnecul la fel. Și dacă intrăm cumva în avarie, o să pot reporni doar după restartare și dacă sunt îndeplinite condițiile la apă să fie minus, mai puțin de 60, la arzător să fie cât a fost avaria sub o anumită valoare, care o aleg eu, și tot așa și la NEC. Și deci, regimul de veche alimentează rar cu peleți. Cazan, acum fiind regim normal, deja l-a alimentat și mi-a arătat pauza. Bun, dar haideți să intrăm în meniu, că asta era jumecheria. Avem aproape toți parametrii. Tăticare valori. Modificare valori. Deci timp de aerisire cameră. Regres. Alimentare cu peles cameră inițial. Câte bujii am aprinsă. Suflarea aer după aprindere foc. Timp deci 3 secunde cu 16 secunde am modificat 15 la veche timpul alimentare tot așa ar trebui să lăsăm 9, 2, 3 secunde aici sunt minute pauza timpul între măsurători de temperatură 3 secunde turație mare ventilator în regim normal se mică ventilator în regim de veche. Temperatura pentru a intra stare la veche 60, v-am zis la apă. Histerezisul 3, adică va fi la 57 de grade. Maxima apă avarie 100. Varie arzător 60. Histerezisul, adică 5, adică la 55 revine. Tubul 60 cu 5, putem să schimbăm. 7 și revine la normal. Dacă a fost scurt, s-a trecut, vă arată și la gem de veche 89. Dacă rămâne tot pe veche, trecut pe normal și se alimentează. A fost mai scurt, îi apare partea de normal de la început. Și acum continuă programul normal. Acum să sperăm că intrăm într-un program de avarie. Asta însemnând temperatura arzător peste 60, Arnex peste 60 sau la apă peste 100. A intrat apa așa. Nu știu care din el a fost. N-am apucat să văd. Și nu pot să fac nimic până nu repornesc automatizarea. Pe serial se văd mai multe informații, dar nu le-am mai pus pe toate. Și acum a trecut și își face programul din nou. Trebuie să fac o chestie, acum m-am dat seama, apară și avaria de la ce a fost. Dar asta e o chestie minoră. Și acum începe programul să-și facă treaba ca la început. Deci are pornit. Gimul normal, alimentat. Am de la 3 secunde măsoară și vede dacă e regim normal, avarie sau alte veche și așa mai departe.